Nu, că nu știu ce o mai fac încă o dată. Sau? Hai să vedem. Ba da, uite că știu. Mama, aia zic, hai, trăie barbă, că nu sunt chiar așa noob cum... Cine a zis că sunt noob are mare dreptate. Cum fac aici? Nu înțeleg. Tu glumești, nu? Tu glumești? Tu... Și ce ar trebui să înțeleg eu din toate astea? Adică nu am ce să fac. N-am cum să trec de asta. Ba am cum. Ce credeți? Că nu pot, a? Maoleu, nu te cred, brother, ce-i asta, bă? Batar Blue, cu o mapă extrem de dubioasă. Și totuși 1000 de ciocane. Și mi-a spus că ce că urăsc ciocanele, da, urăsc ciocanele. Tot din vina voastră că mi-ați băgat 1000 de ciocane, ce? Bro, bro, stai, nu! Nu mi-ai zis că mi-ai băgat și de-astea de mă... Bă, trăiți iar, gata, stop, nu mai vreau. Am luat ciocanul. Am luat și alea. Gata, 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 bro, gata. Și cum ar trebui să trec eu de toată chestia asta? Că sunt 1000 de ciocane, bro. Hai că mi-a pus checkpoint la fiecare de asta. Știa că o să dau red, știa. Așa că... Mersi, bradere, bă. Am crezut că e gata. Bro, dai, nu, 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 eu merg înapoi de unde am venit, jură-te. Ok, m-ai băgat în ceață rău de tot cu mapa asta, de ce să te mit? Hai, hai, poate nu mă mai nemerește, gata, am trecut, bă, băieți, am trecut. Și de unde, bă, și ciocanul ăsta, cum vrei să mă feresc de el? Uite puțin. M-a lovit ciocanul înainte să mă nimerească, m-a băgat prin mapă ciocanul. Ok, dau mingea. Dau mingea și trec de parc în... Dau mingea și... Fratele meu, lasă-mă să dau mingea. Lasă-mă să dau mingea și să plec, lasă-mă. Te oblig, te oblig, lasă. Ciocanule. Trăiți, ar n-am cum să mai mă feresc de ciocanul. Uite, mi-a dat și trei bucăți ciocanul de data asta, ok. Eu când am crezut că totul o să fie ok, hai, hai. Tu glumești? Tu glumești? Bradere, lasă-mă să trec. Lasă-mă să trec. Cum mă nimerește ciocanul dacă eu nici n-apuc să-l văd? Acum m-am aruncat eu intenționat că nu mai suport situația. Aia zic, gata, gata, v-am zis că e ușor. V-am zis că e ușor. V-am zis că e ușor. Nu mai vreau ciocane niciodată. Deci că mi-ai pus atâtea ciocane, îți dau 3. Că mi-ai făcut mapa, îți dau 10. Cezare, te rog eu frumos, zi-mi că asta nu e o mapă troll. Că pare o mapă troll maxim. Dar bă, sper că nu-i de aia troll. Adică ciocanul ăsta, hai că nu l-ai pus chiar atât de rău. Că puteai să-l faci să fii de 10 ori mai rău. Așa că bă, văd că totul are un început aproape bun. Aici a fost vina mea, de ce să te mint. Ok, o să dau o notă acestei mape. După cum mi se pare mie și de câte ori mor. Deci dacă mor de 5 ori, e nota 5. Dacă mor de 3, stai, nu-i bine. Stai așa că nu-i bine. Ba? Ba da, e bine. Hai, de câte ori mor, aia o să fie nota. Deci dacă mor de 0 ori, nota e 10. Teoretic. Teoretic. Deci hai să vedem acum care va fi faza. Sper să nu mor deloc. Bine, hai că nici n-am cum să mor pe aici. Hai bă, că mapa asta e simpatică rău de tot, bă, băieți, bă. Mapa asta chiar aici trebuie, ia fiți antenă, gata. A, zic 10, direi, nici nu trebuie să mai zic că e 10. Că, bă, da, mapa asta chiar mi-a plăcut. Asta chiar a fost super simpatic, mulțumim mult, brădere. Eu abia acum observ că numele tău de pe StumbleGuys e Boto, e fată. De ce ai numele ăsta? Care fază cu numele ăsta? Stai 2 secunde și de unde ai dedus tu că eu aș fi fată, a? Ți-ai dat seama că sunt sub acoperire, a? Ok, bine, rămâne secretul nostru, da? Acum, hai să văd cum mapa asta ce ai făcut, brădere, ce e asta? Bă. Bă, băieți, eu nu înțeleg nimic. Ce? Nu înțeleg nimic din mapa asta, mă jur. Deci mă jur că nu înțeleg absolut nimic. Nu înțeleg. Și cum ar trebui să... Mi-ai băgat o trambulină, așa? Nu îmi zic că mi-ai ascuns-o și pe aia. Deci dacă mi-ai ascuns și trambulina aia... Nu, bro, că pe aici trebuie să o iau cel mai probabil. Ok, trebuie să merg pe aici. După ce merg pe aici... Nu văd nimic aici. Nu știu cum să zic, dar nu văd absolut nimic. Mă arunc așa. Unde am nimerit, nu știu. Bro, nu văd absolut nimic. Cum ar trebui să facem mapa asta, bă, băieți? Dacă nu văd nimic, asta e problema. Cum fac o mapă dacă nu văd? Bă, bradere, n-am cum să văd ceva. Ok, pe aici. Mamă, nu înțeleg nimic. Nu înțeleg nimic, dar totuși fac ceva. Ia fiți antenă. Mamă, sunt prea creier. N-ai cum. Ok. Sărim mai. Nu! Nu, că nu știu ce o mai fac încă o dată. Sau? Hai să vedem. Ba, da, uite că știu. Mama, aia zic, hai, trăie barbă, că nu sunt chiar așa noob cum... Cine a zis că sunt noob are mare dreptate. Are mare dreptate. Unde sunt, bă? Bă! Bro! Alo? De ce am un checkpoint aici? Ok.
cred că pe aici trebuie să o iau. Stai două secunde, cred că asta trebuia să se întâmple. Oare? Mamă, dar nu înțeleg nimic. Deci e atâta roz pe aici, nici nu știu ce culoare e asta, brother, dar atâta culoare încât nu mai înțeleg nimic. Ok, niciun... Ba da, uite că aici nu era nimic, eu nici n-am vrut să dau tantul ăla. Ok, nu înțeleg nimic din mapa asta. De ce să vă mint? Deci mapa asta mi se pare next level, nu înțeleg nimic. Aia zic, hai, lasă-mă să intru, lasă-mă, bro. Bine că, uite o leacă cât am alunecat pe burtă, bă, jură-te. Hai, aruncă-mă mai tare, mai tare, te rog eu. Hai, lasă-mă să mă duc, lasă-mă. Aia zic, mamă, trăiți, îți dau 10, dar n-am înțeles absolut nimic, n-am înțeles din mapa asta, nimic, n-am înțeles nimic. Ce că Batar Blue a făcut mapa asta alături de vecini, bă, nu știu ce să zic. A, păi dacă te-ai înhaitat acum cu vecinii și v-ați gândit să-mi faceți mie aici o mapă rea, ce poftim? Bro, cum m-a lovit aia dacă nu m-a lovit? A, ok, aparent acum se învârt toate, dar atunci nu se învârtea niciuna, nu știu cum să zic asta. Bro, lasă-mă! Ok, o luăm pe... O luăm prin stânga, că prin dreapta era ocupat. Ok, bine, te rog, lasă-mă să trec de partea asta, că nu-mi place, bro, lasă-mă! Jură-te că... Cam câți vecini erați? Zim și mie așa, de curiozitate, cam câți vecini erați? Ca să știu de câți oameni are. Trebuie să mă iau, brother, cum ați putut să faceți așa mapă dacă eu nici măcar nu pot să trec de partea asta? Uite puțin. Da, uite puțin. Bă, alo. Fix acolo te-ai gândit să mă trimiți? Ok, hai, gata, am trecut. Ce? Bă, eram trecut, ca idee, deci eram trecut. Lasă-mă. Ok, gata. O luăm pe aici, că asta stă dubios. Ok, nu o luăm pe acolo. Ok, și eu mereu o să trebuiască să trec prin toate clipele astea foarte grele din viața mea, să mă bat cu chestiile astea, așa e? Bine de știut. Ok, dreapta. Acum stânga și încă o dată dreapta. Ok, bine, am înțeles. Bro, lasă-mă, de ce tot ai ceva cu mine, de ce tot vrei să dai în mine? Mamă, dar ce plăcere aveți, bă, să puneți chestii și să mă lovească în continuu. Abia acum am dat și o seama, bă, aveți o plăcere? Da. Mai ales de astea ce să mă arunci din mapă. Rău de tot să mă arunci din mapă. Ok, gata, am trecut. Ok, o luăm prin dreapta. Am alunecat. Cum e posibil să alunec? Bro, caracterul meu e dat cu unt. Nu te cred, n-ai cum. Hai, gata. Hâț. Ok, o luăm așa. O luăm dreapta, stânga. Și gata. Într-un final, ok. Măcar mi-ai băgat un checkpoint aici de băia bun ce ești. Deci ești viața mea, brother. Dacă mi-ai băgat un check, ce? Trebuie să o iau pe aici? Jur-te. Mamă, nu te cred. Și dacă n-am cum să mă duc din prima, nu? Bro, și cum? Stai două secunde. Deci, nu înțeleg. Ba da, pe aici trebuie. A, trebuie pe... Nu pe aici. Voiam să zic că pe jos, dar nu știu. Bă, fratele meu, ce e mapa asta, mă? Ma... Nici nu mai nimeresc să intru pe aici, jură-te. Ok. O luăm pe aici. Am intrat, da? De intrat am intrat. Acum în continuare trebuie să mă lovească asta ca să mă arunce. Aia zic, gata, făcut. Altceva? Trebuie să merg finuț pe aici și să nu iau niciun foculeț în gură. Că... Ah, de viața mea. O să am coșmar cu atâtea foculețe pe mapele astea, bă, fratele meu. Bă! Na, bă, dar lăsați-mi și două instrucțiuni de acum, vă rog eu frumos, spuneți-mi și mie, vezi că e un foc undeva ascuns, să ai grijă de el, că nu mai suport. Bă, fratele meu, aici eu merg corespunzător, da? Am alunecat. Până să întorc eu camera să mă uit... Și Stumble Guy să o faci intenționat. La modul cel mai serios, să o faci intenționat și jocul. Bradere! Zic eu că ceva nu e ok. Chiar trebuia să se întâmple asta. Hai, aia zic, hai că m-au aruncat. Bro, parcă vezi că e ceva pe aici pe afară, da, nu e nimic. Hai, bă, cât... E pe aici cumva, dar nu știu. Cum fac aici? Nu înțeleg, trebuie să sar peste aia, dar nu am cum, că mă lovește alu foculeț, n-ai cum așa ceva. Brother-e, what? Și cum fac aici? Ok, așa? Aparent, da, așa. Ok, bine, am trecut. Acum trec și pe aici fără nicio problemă și merg pe trambulină și nu avem finish. Fiți antenă, stânga, dreapta, așa va fi. Stânga, stați așa, stânga, ok, stânga, dreapta.
ok. Bine, stânga, stânga, dreapta, dreapta, stânga, stânga. Am uitat. Am uitat. Deci stânga, stânga. Bă, aia nu se pune, aia nu se pune. Stânga, stânga, dreapta, dreapta, stânga, dreapta, dreapta, stânga. Logic. Ok. Ăsta, nu? Aparent, da, hai bă băieți, cu 10 la la 10, direct 20, chiar super faină mapa. Da, ultra troll, ultra troll. M-a strolat, rău. Beta zis și Sofia. Hai să vedem cine a pregătit aici, că arată în mare fel mapa asta. Dar sincer, am demers ori prin dreapta, ori prin față, ori stânga, clar. Clar, prin stânga, că prin dreapta m-am învățat mereu, că de oricâte ori m-aș duce prin dreapta, acolo se întâmplă tot ce e mai rău. Așa că pe aici, prin stânga, pare ca totul să fie mult mai calm, dar îmi place că ne-a dat de ales. Doar sper să nu-mi fi pus acum 1000 de foculețe, m-am și aruncat. Ok, bine, o luăm atunci prin mijloc? O luăm prin mijloc. Hai bă, că mijlocul pare ușor rău, bine, dreapta. Chiar apare, chiar pare mult mai ușor, dar v-am zis, nu știu dacă chiar o să fie așa. Dar, bă, mapa e faină că îți dă voie să mergi pe unde ai tu chef. Ceea ce, sincer, mă rezege. Chiar asta chiar îmi place maxim, că te lasă să mergi pe unde ai tu chef. Costin, cu o nouă mapă, ca de obicei, în care avem de urcat. Trebuie să mergem la Dumnezeu, avem o comandă, bă, băieți. Trebuie să îi ducem ceva acolo de Papa Mangea. Așa că nu e nicio problemă. Asta urmează să facem aluneca din prima. Cum e posibil să alunec din prima? Cum e posibil? Ok, nu e nicio problemă, că m-o și lovit alea. Cine ți-ar fi gândit că nu mă lovește? Dar aparent mă lovește, că na. Am crezut că nu mă lovește. Da, lasă că trebuie să mai fii și lovit în viață. Nu poți să treci chiar așa fără să fii lovit. Adică, totuși, bun. Hai de viața mea. O luăm așa. Și hai că sar pe aici, știi ce? O să sar așa finuț, rău de tot. Mergem pe aici. Urcăm acum pe aici. Bă. Aparent chiar putem urca și nu mă așteptam la asta. Sărim pe trambulina asta. Mergem așa în continuare. Sărim aici, sărim aici și de aici. A, încă o trambulină și gat. Am căzut pe lângă trambulină. Tu glumești? Cum e posibil să cad pe lângă? M-a și lovit asta. Asta e norocul meu în viață. Sper că toată lumea ce se uită la clipul ăsta ați ajuns în momentul în care ați văzut norocul meu din viață. Dacă ați ajuns aici, cuvântul secret din acest clip este noroc. Este noroc. Este noroc. Așa că direct 10 și la mapa asta, o mapă extrem de șmecheră. Din nou bunul nostru prieten Batar Blue s-a gândit să ne facă o mapă de asta mai șmecheră. Așa le ar trebui să se cheme mapele astea șmechere, dar sincer tu glumești, nu? Tu glumești? Și ce ar trebui să înțeleg eu din toate astea? Adică nu am ce să fac. Ok, gata, am trecut. Am trecut. Bă, mi-ai băgat țepii ăștia, jură-te. Mamă, bă, ce mă cu mapa asta? Bă, alo. N-am cum să trec de asta. Ba, am cum. Ce credeți, că nu pot, hă? Ok, și ar trebui să mă urc pe aici. Stați așa două secunde să vedem. Am cum? Nu pot. De ce nu pot? Nu știu, că nu vrea jocul. Bro, vreau să intru acolo, lasă-mă să intru. Ok, bine, nu funcționează așa. E un finish acolo sus, așa e? Pe aici nu prea pare că aș putea să o iau. Stați așa două secunde. Normal. Bro, dar asta nu merge. Nu merge asta. Ba da, hai comerț, aia zic. Și? Zim, te rog, că n-am foculețe? Aia zic, mamă, m-am și lovit aia. Bro, cum funcționează asta? Direct 10 și la mapa asta. Dar faci niște mape așa troll. Maoleu, nu te cred, brother, ce-i asta, bă? Ok, cred că de acum ar trebui să mă feresc de mapele lui Batar Blue, că au făcut aici, numai el știe ce au făcut, uite puțin. Bro, nu pot să sar de mingele alea, trebuie să împing prima dată mingele din mapă și tot apar altele, sunt la infinit. Vrea cineva mingi? Bă, băieți, avem mingi infinite aici pe Stumble Guys, pe mapa asta, vrea cineva? Sper să nu mă lovească nicio minge, dacă mă mai lovește, uite puțin la mingea aia, bă. Nu te cred, ok, bun. Hai că de aici pare puțin mai liniștită toată situația. Pare puțin mai plăcut de aici. Aici chiar îmi place partea asta, îi ce trebuie. Deci partea asta chiar îmi place maxim. Mergem aici, finuț, sărim aici. Că acum putem sări aici. Sau îmi retrag cuvintele, nu mai putem. Bro, stai două secunde, cred că nu știu eu să sar pe asta. Stai așa, mă bag direct în ea, ia. Bro, nu merge. Ok, hai că cumva am dat pe lângă, jură-te. Măcar checkpoint acolo ca să sau ceva.
Hai că merge, e bine și așa, hai. Bro, te rog eu, du-mă. Nu chiar așa, nici chiar așa. Nu mai înțeleg nimic. Nu mai înțeleg nimic, nu știu dacă asta trebuia să se întâmple. Dar nu e nicio problemă, lasă că mergem acum liniștiți pe trambulinile astea. Mă așteptam să bagi foculeți pe trambulinile astea, dar aparent nu. Și bă băieți, cam atâta cu acest episod. Mare 10 pentru toate mapele de la Batar Blue, deci în total e 30. Așa că bă băieți, dacă cumva mai vreți să continuăm seria, nu uitați să lăsați în comentarii codul mapei voastre. Că nu mai avem ce juca, așa că toate cele bune, ciao, les, bye bye, pa!